Bună seara și bun găsit la Vocile Iașiului. În această emisiune vă propun acum să discutăm, în prima parte, să discutăm despre un proiect pediatric de voluntariat, un proiect care se numește Să-ți citesc o poveste și care își propune să citească povești copiilor internați în spitalele de copii, în centrele de plasament sau în copii instituționalizați, indiferent de centrul sau de mediul social din care provin. Pentru a ilustra acest subiect, haideți să urmărim un scurt material mai întâi și apoi revenim la discuția din studio. Era odată o vulpe vicleană, ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întreagă după hrană și nu găsise nicăieri. Înconjurat de copii, pentru care spitalul a devenit casă, voluntarul citește o poveste și face pe cei mici să uite pentru câteva momente de boală. Mi-a plăcut când ursul și-a băgat coada în apă și a înghețat acolo. Este bine. În salon ne plictisim, venim aici. E nevoie și de lucruri frumoase în viața copiilor care suferă. E nevoie să devenim mai sensibili și să alocăm din timpul nostru și pentru copiii care, știu, nu au șansa să asculte părinții, bunicii, să le citească o poveste. Scenele se repetă seară de seară în spațiul de joacă al spitalului, iar efectele încep să apară. Încearcă și el să-mi spună, pe cât înțelege și cât poate el să spună, încearcă și el să-mi povestească. Când ajunge sus seara, mai ales la culcare. În momentele acelea ei sunt uită de, să zicem, durerile fizice, uită de supărările faptului că nu sunt acasă, că nu sunt în mediul lor natural. Și efectiv devin doar niște copii care ascultă o poveste foarte frumoasă. Specialiștii confirmă că activitățile recreative pe care voluntarii le desfășoară în spital sunt benefice pentru micii pacienți. Într-o mică măsură contribuie și această activitate care se desfășoară în spațiu de joacă la vindecarea copiilor. Copiii aici desenează, interacționează între ei, ascultă povești. Proiectul Să-ți citesc o poveste a început în spitalul din Oradea și s-a extins și în București, iar voluntarii speră ca pe viitor să fie aplicat în toate spitalele pentru copii din țară. În material realizat de colegii de la Departamentul Știri ne-am făcut o idee despre acest proiect pediatric de voluntariat. Să-ți citesc o poveste, îl detaliem împreună cu invitații mei din această seară, Florentina Berlan, voluntar. Bună seara, bine ați venit. Și Albert Cioloca, coordonatorul acestui proiect. Este, după așa cum am văzut, pare un proiect care ar fi trebuit cumva să fim, cu care să fim familiari de foarte multă vreme. În schimb, este destul de recent. Copiii din, să spunem, din spitalul din Iași, din spitalul de copii pentru copii Sfânta Maria, ar fi trebuit, cel puțin așa teoretic, să beneficieze de astfel de servicii de multă vreme. Cum ați început acest proiect? Practic am descoperit proiectul în România, este demarat din luna ianuarie de către doamna dr. Fericel Diana la Oradea, pe un site de socializare, pe o rețea de socializare l-am descoperit și m-a atras ideea și scopul acestui proiect. Mi-a plăcut pentru că o puneți în practică. Exact, pentru că atinge două aspecte care mie îmi sunt foarte 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 dragi și foarte importante sunt pentru mine, anume copiii care suferă și copiii care au nevoie să, știu, să citească, să fie educați. Cei care, copiii care sunt, să spunem, internați, urmează un tratament și în perioada în care nu fac neapărat tratament, adică nu merg la să-i vadă doctorul, atunci trebuie să-și umple timpul cu ceva. Ceva înseamnă a citi o poveste. Eu am fost atrasă din două motive. Primul dintre ele este că am trăit și eu o perioadă destul de lungă de timp în mediul acesta, fiind internată cu fetița mea. Cam 4 ani de zile am avut diferite probleme până s-a rezolvat printr-o operație și înțeleg foarte bine care este atmosfera din interior. Acum 10 ani nu era acel spațiu de joacă și nu exista posibilitatea să vină voluntari să citească povești. Fetița fiind mică, se plictisea foarte repede și mi-era foarte greu, mai ales având și operație, să o fac să stea locului și
Ăsta a fost, să zicem, principalul motiv pentru care am ales să mă alătur acestui proiect. Să deveniți voluntar în acest, da, să citiți, da, povești. Exact, exact. Și al doilea motiv este că oricum poveștile fac parte din viața mea. Am și eu un proiect personal legat de povești. Matematica. Și povestim matematica, da. Prin intermediul poveștilor. Care este dificultatea principală, dacă există vreuna? Este instituțională? Trebuie să găsiți programul în așa fel încât să nu vă suprapuneți cu, nu știu, vizitele medicilor sau cu ore de medicație pentru copii? Da, sunt și aspectele legate de programul copiilor, de, într-adevăr, orele de vizită, tratament, orele de masă și particularitățile fiecarei secții în parte. Nu toate secțiile urmează aceleași reguli și aceleași, fiecare specific cu ei. Pe noi ne interesează doar să reușim să o jumătate de oră, o oră, 20 de minute, să reușim să intrăm la copiii care au nevoie de poveștile noastre, de puțină rupere de rutină, ca să zic așa. Ne spuneați că este nevoie de multă implicare și aveți nevoie de oameni care să-și dorească să facă acest lucru, oameni cărora să le placă să citească povești copiilor. Este nevoie de mai mulți voluntari pentru că sunt foarte multe secții, sunt foarte mulți copii care ne așteaptă nerăbdători, sunt mulți dintre ei care nu sunt transportabili și la care trebuie mers personal pe etaj și nu reușim să facem față, să zicem, numărului de solicitări și atunci orice ajutor ar fi binevenit. Oricine dorește să se înscrie în acest program... Ce trebuie să facă? Unde? Cui se adresează? Deci ar trebui să caute pe rețele de socializare proiectul Să-ți citesc o poveste. Pe pagina, pagina de Facebook există un formular de înscriere. Se vor înscrie pe acest formular și apoi vor fi contactați telefonic de coordonatorul de proiect, domnul Cioloca. Și apoi va decurge toată această activitate de pregătire a dosarului și când totul e gata, poate să vină să citească povești. Cum evaluați pe cei care doresc să vină? Care este sau care sunt criteriile? Trebuie, în primul trebuie să le placă să spună citească povești. Exact. Cred că în primul trebuie să iubească copiii, să fie persoane sociabile, persoane deschise, persoane care comunică ușor și relaționează ușor. Copiii, vă dați seama, nu sunt într-o formă foarte bună, nu sunt într-o stare foarte bună și atunci dacă vine o persoană care nu are aceste calități, e posibil ca lucrurile să nu decurgă cum trebuie și e nevoie de persoane cu anumită deschidere și cu un anumit profil psihologic, ca să zic așa. Deci trebuie să fie persoane optimiste, care să insufle bună dispoziție, să ridice puțin moralul copiilor. Care este sau cum interacționați cu personalul medical din spital? Foarte bine. Foarte bine, foarte bine. Doamnele, adică veniți cu o compensație la tratamentul medical pe să care zicem, să zicem, să zicem, surprizător, dar au doamnele, mă scuzați. Doamnele asistente și medicii de gardă și tot personalul medical au reacționat foarte pozitiv la chiar au reacționat la întregul, bine la întregul proiect. Sunt foarte încântat și chiar participă cu plăcere de multe ori. Ca să mai destindem puțin atmosfera, încercăm să citim povești pe roluri cu intonația specifică, mă rog, povestirii și atunci chiar și cadrele medicale, să zicem, se simt un pic mai bine și ies un pic din rutina zilnică. Proiectul pare nou în România. În străinătate este mai vechi. Da, doamna Fericel, care a fost o perioadă voluntară și a lucrat în Italia, se pare că de acolo l-a preluat și și-a dorit foarte mult să-l implementeze în România și din fericire se pare că a avut succes pentru că în mai puțin de o lună de zile deja proiectul a fost demarat în București, în Târgu Mureș, în majoritatea marilor orașe din România sunt deja persoane înscrise. Fie au demarat proiectul, fie urmează să-l demareze. Ce este cel mai dificil pentru voluntari în astfel de situații? Să se desprindă de povestea personală din spatele fiecărui copil. În momentul în care suntem acolo, trebuie să ținem minte că ei trebuie să uite de toate problemele medicale pe care le au și trebuie să încercăm să le aducem bună dispoziție, să îi aducem într-o lume magică, total diferită de cea în care au stat toată ziua.
Asta e principala provocare, cel puțin din punctul meu de vedere. Trebuie să încercăm să îi privim ca pe niște copii sănătoși, normali, care trebuie să se bucure și să se simtă bine în perioada în care stăm cu ei. Practic, pentru astfel de activitate sunt necesare abilități aproape de educator. Cred că o dorință de a împărtăși afecțiune, o plăcere de a citi povești și de a trăi momentele acelea și orice părinte sunt convinsă că poate să relaționeze foarte bine chiar și cu alți copii, pentru că știe exact cum să lucreze cu ei. Este dificil sau este ușor să vă alegeți poveștile pe care le citiți sau personajele pe care le jucați când... În general, sunteți nu. Cu acești copii? Avem o ofertă destul de variată de cărți de povești. Ne adaptăm în funcție de vârsta copiilor la tipul poveștii, la lungimea poveștii și așa mai departe. Le mai cosmetizăm puțin pe cele care sunt prea dure, ca să zic așa, sau, mă rog, nu sunt tocmai cu happy end. Și mai lăsăm să aleagă. Și le mai lăsăm să aleagă, exact, variantă. Cam ce vor ei să asculte și în general nu ne limităm doar la povești. Cu cei mai mari chiar am încercat să facem și puțină educație, în ghilimele, adică le-am citit din Codul Bunelor Maniere, i-am întrebat cum reacționează ei în anumite situații, dacă le place școala, ce le place și așa mai departe. Chiar cum reacționează copiii la Codul Bunelor Maniere? Așa pare plictisitor. Nu, foarte bine au reacționat. Chiar au venit cu completări, cu experiențe proprii. Au fost încântați. Am crezut inițial că poate se vor plictisi, dar nu. Fiecare din experiența lui, din ceea ce știe, a încercat să spună cât mai multe, ca să vadă că e deja un copil care e foarte bine educat și știe că trebuie să spună bună ziua, mulțumesc. Te rog. Unii dintre ei chiar au vrut să citească ei înșiși povești celorlalți colegi de salon și au citit o dată cu noi sau, mă rog, imediat după noi, au citit și ei o poveste, două, și aici e un alt aspect pe care eu îl am în vedere în acest proiect, și anume faptul că doresc foarte mult să fie cât mai mulți copii care să știe să citească. Am o experiență, nu știu eu, oarecum relevantă în domeniu, în sensul că am acces la școli, la grădinițe, și doamnele învățătoare se plâng că mare parte dintre copii nu prea citesc, mă rog, nu le place să citească copiilor. Nu sunt încurajați, nu... Nu sunt încurajați. Nu găsesc încă gustul, nu au prins gustul lecturii. Nu au prins gustul, nu sunt motivați, sunt atrași de tablete, de internet, de tot felul de alte gadgeturi de genul ăsta, și practic cartea scrisă rămâne undeva uitată acolo. Și am avut surpriza să întâlnesc copii de 9, 10, 12 ani, 11 ani care au dificultăți de citire. Și întâlniți și la spital? Între cei nu am urmărit în spital. Da, sunt copii care provin din medii diferite, care, mă rog, au fiecare problemele lor. Nu asta urmăresc în mod special, ci doar să le insuflăm puțin dragostea și, mă rog, atractivitatea, să le prezentăm atractivitatea cărților și faptul că în cărți vor găsi și lucruri frumoase. Și am avut o surpriză foarte plăcută. Au fost copii care au dorit să păstreze câteva din cărțile, exact, din care acest am citit. Acest lucru vreau să vă întreb, dacă nu v-au cerut cărți. Da. Și un proiect al meu personal, îmi iau cu mine poveștile de matematică și urmăresc ca să le, prin citirea acestor povești, să le fac să le placă și matematica, pornind chiar de la o vârstă fragedă. Asta este scopul meu. Combinație, exact. Sau, mă rog, vine practic în completarea, da, ceea ce faceți. Da, am întrebat la un moment dat, v-ar plăcea să ascultați niște povești cu matematică, și au fost, wow, există așa ceva? Există. Doriți să le ascultați? Da. Cum interacționați cu părinții acestor copii? Care sunt reacțiile lor? Sunt foarte încântați de idee și unii dintre părinți asistă, pentru dacă sunt copiii mai micuți, alții nu, dar oricum ne încurajează și spun că e o idee foarte bună. Dacă sunt copiii mai mari și îi las acolo, au și ei un pic de timp personal,
Dacă sunt copii mai mici, oricum au ceva de învățat și merg cu mai multă plăcere în cameră. După au fost părinți care ne-au rugat să le dăm și lor niște cărți, să le citească celor mai mici. Exact, deci și părinții au cerut cărți. Și asta e un lucru îmbucurător, că am reușit să transmitem mai departe această... De unde procurați cărțile? Sau că este tot vorba de donații? Sunt donații, da, sunt donații, sunt cărți din bibliotecile personale, fiecare voluntar... Aduce câte o carte, două, trei aduce și... Aduce câte o carte, mă rog... Dacă ei doresc să le păstreze, cu mare plăcere le dăruim. Pentru copiii internați? Pentru copiii internați, exact. Pentru părinții copiilor, deci acea carte... Va fi un cadou neprețuit. Vă doriți să extindeți acest proiect, adică dincolo de spitalul de copii? Sigur, când vor fi mai mulți voluntari. Păi am vrea, pentru că acest proiect se adresează nu doar copiilor din spital, ci și copiilor instituționalizați din centre de plasament sau, mă rog, din alte centre de genul acesta. Și în măsura posibilităților și a numărului de voluntari care vor fi, vrem să ajungem și la acei copii. Acum, cam cât de mare este echipa dumneavoastră? Echipa numără în momentul de față 8 persoane, 8 voluntari care practic sunt cu dosarul complet și sunt înscriși în regulă și care au și venit practic măcar o dată în spital și au citit copiilor povești. Dar la câte se dimare spitalul și la cât de mulți copii sunt, am avea nevoie de persoane care să... Și aici vreau să fac o precizare foarte importantă. Limita de vârstă este 15 ani, minim și maxim 80 de ani. Deci regulile și limitele le-a fixat doamna Fericel, inițiatoarea proiectului. Eu sunt de acord, adică încurajez și tinerii, adică adolescenții. Adică pot veni și adolescenți, pot veni și bunici. Pot veni și adolescenți și bunici, exact. Cărora să, dar nu, condiția este să le placă, să citească povești, să fie persoane deschise, sociabile, cu un anumit tonus psihic, o anumită stare. Copiii au nevoie, cum spuneam, de persoane optimiste în jurul lor și de persoane care să transmită ceva pozitiv. Dispuse să se joace, dispuse să, exact, nu, să exact, le placă, să citească exact, povești. Să se plieze pe ei, să se adapteze, să relaționeze cu ei, nu doar să le citească mecanic niște povești și atât și plecăm. Nu, relaționăm puțin cu ei, așteptăm un feedback, vedem dacă citim unor copii care sunt receptivi sau poveștile noastre trec pe lângă. Adică... Este și o modalitate în care ați putea face, mă întreb, o evaluare, vă refereați cu câtva timp înainte la faptul că aveți date, că sunt destul de mulți copii care nu obișnuiesc să citească sau nu... Nu le place eventual, sunt îndreptați spre internet sau se îndreaptă spre internet, spre tot timpul de gadgeturi. Așa. Se poate face ulterior eventual și un fel de evaluare să vedem cât de mult e reîndreptat spre citit după un astfel de proiect? Pe unii dintre ei, desigur. Pe unii dintre ei. Chiar am... Nu pot să... Alții nu au acces nici măcar să citească pe gadget. Exact, exact. Nu pot să am acces la toți copiii, pentru că e fluctuația destul de mare. Copiii sunt internați, stau o 2-3 zile, o săptămână, pleacă, cu unii ne întâlnim de 2-3 ori odată, apoi pleacă. Dar sunt copii care stau mai mult în spital. Și copiii care provin din institut, din medii, din casele de copii, din... Și atunci m-am focusat oarecum pe acești copii, pentru că unul și pot urmări și pot să văd dacă evoluează, dacă se schimbă ceva. Și doi, cred că ei au mai multă nevoie decât alți copii. Bine, toți copiii au nevoie de povești, dar în mai mare măsură acești copii ar avea nevoie să citească povești. La ce povești, să spunem, vă rezumați cel mai mult? La cele clasice, românești? Cele românești au avut foarte mare succes. Ursul păcălit de vulpe, Punguța cu doi bani. Cum se îmbină cu matematica? Destul de bine. Nu, descrieți-ne puțin un proiect de acesta. Cum învățați matematică? Prin povești? Deci sunt povești create de mine. Sunt povești personale care sunt făcute în așa fel încât să se adapteze fiecare operație în parte. De exemplu, adunarea e descrisă prin povestea iepurașilor care adună morcov și grupează câte 10 ca să-i pună în cămară. Povestea răcușorului descrie operația de scădere și
povestea Semințe fermecate, operația de mulțire, o floare care trebuie odată de, cu 4 picături de 3 ori pe zi și așa mai departe. Povestea buburuzelor cu criteriile de divizibilitate. Sunt povești create anume pentru fiecare operație și citindu-le această poveste, punându-se în lumea asta magică a poveștilor, ei înțeleg mult mai bine cum se face operația respectivă. Cum se răspundește vestea? Mergeți într-o secție din spital și cum se răspundește vestea între saloane? Că veniți să citiți povești. Mergem noi și anunțăm medicul de gardă sau asistenta care este de gardă în seara respectivă, dar în general copiii, noi avem ore fixate, copiii cam deja știu când venim și ne așteaptă. După ce mănâncă, este câte unul care spune planton de gardă și dă semnalul. Când am venit, îi adună, îi strânge și pe ceilalți și... Deci, practic, copiii chiar ne așteaptă, chiar își doresc să le citim povești și asta ne bucură și ne motivează. Eu știu deja și în fiecare seară spun, vă mai așteptăm, sunt nerăbdători. E o operație plăcută și... Sunt practic motivele plăcută. Pentru care spuneam că un astfel de proiect ar fi trebuit să fie de mult timp sau pare că ar fi ceva absolut niciodată firesc, deși, nu e prea târziu. Iată, a început abia de 3 săptămâni. Mai spuneți-ne odată, pentru telespectatorii noștri care așa-ar dori să ajungă să fie voluntari, cum să vă găsească pe dumneavoastră cel mai bine? Caută pe internet pe pagina de Facebook, după cum spunea doamna Berlan, pe pagina de Facebook să caute Să citesc o poveste. Acolo este știți un formular. Sunt și oameni și care sunt nu și datele, pe rețelele socializare. Atunci o să dau un număr de telefon al meu personal și... Nu știu, s-ar putea face și o, vă întreb, s-ar putea face și o modalitate de înscriere direct la, eventual, la spitalul de copii? Cineva care să aibă contactul dumneavoastră, cei de la administrație? Ei deja au foarte multe, au deja foarte multe activități, programul încărcat. Dar ne găsesc seara. Dar în general seara după ora 6. Și atunci ar putea să intre și să ia legătura cu noi. În general suntem la spațiu de joacă de la parterul spitalului. Iar dacă nu, dacă suntem pe etaj, oricum pot întreba despre proiect, îi pot... Dar în general, cam în fiecare seară după ora 6, noi suntem acolo și ne pot găsi. La fișa aceea de pe site-ul de socializare, ce trebuie să scrie în ea? Sunt lucruri complicate? Nu, nume, prenume, o adresă de e-mail, un număr de telefon unde pot fi contactați, vârsta și profesia. Trebuie să vină cu cărțile de acasă? Nu neapărat. Noi le-am pus la dispoziție un număr suficient de cărți variate, și mai mici, și mai mari, și mai lungi. Mă rog, diverse povești, fiecare are de unde alege. Important e să vrea să citească, să vină cu deschidere și noi așteptăm cu drag. Și așteptăm și pe tineri. Eu am inclus, de exemplu, și pe fiica mea. A citit, mă rog, în măsura timpului pe care îl are la dispoziție. Și va veni în continuare. Orice tânăr peste 15 ani poate să vină să citească o poveste. În măsura timpului pe care l-au la dispoziție. Cu alte cuvinte, pot veni și oameni care să spună 2 ore pe, nu știu, pe săptămână. Exact. Este mai mult decât bine. Și o oră pe săptămână este foarte bine, este foarte bine. Pentru că, practic, în acea oră nu citești non-stop povești. Mergi dintr-un salon în altul sau dacă suntem la spațiul de joacă, copiii vor să se mai joace, mai pun întrebări, mai au tot felul de curiozități. Nu ne limităm doar, cum spuneam, la citit povești și mecanic și le citim acolo și ei sunt lumea lor și nu ne încercăm să interacționăm cu ei și să avem o relație oarecum cu ei. Deci, practic, sunt ore, cum ar fi aproape la, nu știu, la grădiniță, numai că evenimentul central este legat de lectura poveștilor. Poveștilor. Exact. Și discuțiile pe tema lor. Cu toți copiii întrebăm cum se simt, ce le place, iar în timpul poveștii îi punem să participe și ei chiar participă, efectiv, trăiesc de multe ori povestea, comentează pe marginea poveștii. Iar la final îi întrebăm care este concluzia lor, ce au înțeles din această poveste. Sunt unele povești care au și morală. Fabule, citim și fabule, exact. Și întrebăm ce părere au despre această poveste, dacă ei s-au confruntat cu situații asemănătoare, cum ar reacționa. Deci e mai mult decât
să citim o poveste. Pentru voluntarii care își doresc să vină sau care ajung să vină la dumneavoastră și participă, există apoi și, nu știu, un fel de recompensă, un fel de diplomă de participare, un fel de... Nu ne-am gândit la asta. Nu există așa ceva. Cea mai mare recompensă este bucuria din ochii copiilor. Bucuria din ochii copiilor, exact. Nu cred că cineva ar vine într-un proiect de voluntariat pentru o diplomă sau pentru... Nu neapărat pentru diplomă, că nu la acest lucru chiar mă refer. Mă refer și la faptul că există o lege a voluntariatului. Așa este, da. Se încheie un contract de voluntariat. Exact. Fiecare voluntar încheie un contract individual cu spitalul, exact. Și, bineînțeles, nu se impune absolut nimic. Nici durata, nici numărul de ore, nici numărul de zile. Deci, fiind un proiect de voluntariat, fiecare vine atât timp cât își permite, bine, cât încercăm poate. Să facem cât de cât un program, în așa fel încât să nu rămână zile descoperite. Să nu vină într-o zi 5 persoane și în altă zi nimeni. Adică, cumva, la începutul săptămânii încercăm să stabilim fiecare voluntar care și cum vine, în ce zi. După amiaza, în general. În general, seara, exact. Și, în principiu, vă mai doriți voluntari? Asta e ideea. Cât mai mulți tineri, persoane de orice categorie socială, dar să aibă deschiderea și dorința de a aduce puțină bucurie copiilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența. Noi am ajuns la finalul acestei prime părți. Florentina Berlan și Albert Cioloca, coordonatorul acestui proiect, să-ți citesc o poveste. Noi revenim la Vocile Iașului după o scurtă pauză. Continuăm discuția la Vocile Iașului despre politică. Cei mai mulți, chiar și cei care nu sunt foarte interesați despre politică, știu deja că sunt tensiuni sau este un suspans în Alianța de la Guvernare, Uniunea Social-Liberală. Discutăm acest subiect împreună cu doi consilieri locali. Este vorba despre Cătălin Bulgariu de la Partidul Social-Democrat. Bună seara, bine ați venit! Și Ficu Angel, consilier de la Partidul Național-Liberal. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Așadar, se întinde puțin această mică dispută și a declarațiilor, dar și a faptelor. Totul a pornit de la acea remaniere pe care a solicitat-o Partidul Național Liberal, să schimbe câțiva miniștri și apoi lucrurile au avut o evoluție prin care nu au mai fost numiți practic miniștri, ci numiți miniștri interimari. Partidul Național Liberal a fost nemulțumit de înființarea Uniunii Social-Democrate și de solicitarea ca și Partidul Conservator să aibă un vicepremier. Cum ați văzut dumneavoastră de aici, de la Iași, de departe, de București, să spunem, această tatonare, să le spunem? Până la urmă, fiecare din cele două tabere au spus dorim să continuăm Uniunea Social-Liberală, e cel mai bine, am avut cele mai bune rezultate, dar în practică lucrurile au stat puțin altfel, domnul Bulgariu. Uniunea Social-Liberală este într-adevăr o construcție politică extrem de îndrăzneață și până în acest moment ea și-a îndeplinit multe din obiectivele pe care și le-a propus. Încă mai sunt foarte multe de îndeplinit și de aceea era bine să rămână în continuare această uniune. Este o uniune pentru România, între stânga și dreapta, între cele mai importante. Deja la trecut, era bine să rămână. Da, vedem cu toții cam ce se întâmplă în aceste zile și nu știu cât de multe speranțe ar trebui să ne mai punem în acest proiect politic la nivel central. Pe plan local lucrurile stau puțin diferit, dar la nivel central încă mai erau multe lucruri de armonizat. Regionalizarea, Constituția și, bineînțeles, finalizarea a tot ce a însemnat acești 10 ani de condamnare a României prin președintele Băsescu. Domnule Ficu Angel, același lucru. Cum vi se pare? Am văzut fiecare spune că vrea să continue, dar totuși nu mai continuați. După cum se vede, cred că USL-ul, chiar dacă încă nu s-a rupt, este cam pe terminat. Inclusiv declarațiile din ultimele două ore arată că nu va mai continua. La nivel național, deci, va fi o ruptură radicală din declarația celor doi lideri. La nivel local vom vedea cum vom continua. Sunt multe proiecte comune, cu siguranță nu vom fi la guvernare locală, dar cu siguranță trebuie să ne
concentrăm pe susținerea proiectelor Iașului, pentru că în 2012 la alegeri locale am candidat tot în USL și USL-ul s-a rupt doar în ceea ce privește alegerile generale. Nu știu cum, o să avem ședințe la când bănesc și colegii noștri și noi o să avem niște ședințe, să vedem care este strategia și cum vom aborda următoarea perioadă. Dar de principiu vom încerca să ne concentrăm asupra proiectelor Iașului. Acum de la ora 19 este discuție în Partidul Național Liberal. Pentru... delegația permanentă, exact, unde se ia decizia. Decizia sau oficială se ia statutar în delegația permanentă. Până acum președintele partidului a spus care este punctul dumnealui de vedere, liderii diverselor organizații județene au spus și ei care este poziția, dar oficial decizia statutar se ia prin votul delegației permanente care... Deci este dorința dumneavoastră a Partidului Național Liberal de a ieși de la guvernare? Pentru că am văzut declarația premierului Victor Ponta și avem un scurt fragment, îl vom difuza imediat. Este această declarație de care fapt, spune că dorim să continuăm, renunțăm la postul de vicepremier pentru Dan Constantin. De fapt, Dan Constantin a solicitat acest lucru sau cel puțin așa spune prim-ministru. Vedeți că, de fapt, în delegație permanentă nu se votează neapărat ruperea USL-ului sau ieșirea de la guvernare, ci se constată ruperea USL-ului datorită divergențelor de opinii și datorită faptului că nu s-au înțeles pe noua conjunctură, pe noua situație în guvern. În PNL-ul a susținut pe nominalizarea domnului Iohannis ca vicepremier și ministru la interne, domnul Ponta n-a acceptat decât poziția de ministru de interne, n-a acceptat prezentarea în fața Parlamentului, care nu era un pericol, având în vedere că USL-ul avea 70% să mergem în Parlament să votăm o nouă structură a guvernului prin care vicepremier să fie domnul Iohannis. Aici s-a blocat totul, dar nu este vorba de persoană, este vorba de principiul că PSD-ul nu acorda acel drept care este al partenerului de Uniune. Haideți să vedem declarația. Pentru cine am văzut o declarație lui Victor Ponta făcută astăzi la ora 5:30 după amiază. O decizie de desființare a Uniunii Social-Liberale ar fi o decizie greșită după acești ani în care, repet, am luptat împreună în opoziție cu cei mai mulți dintre liderii Partidului Național Liberal alături. Am guvernat bine și vreau să spun că există o contribuție fundamentală a tuturor miniștrilor liberali. Apelul meu conține și disponibilitatea totală de a discuta în continuare cu liderii Partidului Național Liberal tot ceea ce poate fi identificat ca soluție pentru a continua proiectul USL. Până în ultimul moment, voi fi deschis dialogului, dacă acesta va fi dorit de către colegii mei, și vreau să precizez pentru toți cei care astăzi vor lua decizia, direct să afle de la mine, că da, vreau să numesc în funcție toți cei care sunt propuși de Partidul Național Liberal pentru funcțiile pe care le-am stabilit împreună și pentru care am obținut votul Parlamentului. Declarația lui Victor Ponta la 17:30 astăzi, sunt câteva lucruri. În primul rând, spune că ar fi o decizie greșită ruperea și se referă la Partidul Național Liberal. Cu alte cuvinte, dacă se rupe alianța sau Uniunea Social-Liberală, se rupe pentru că așa a luat decizia Partidul Național Liberal, numai puțin. Mai există disponibilitatea foarte mare la discuție și dialog. Cu alte cuvinte, ar fi o decizie greșită. Eu vreau să discut, vreau să rezolvăm problema. Și probabil foarte mulți se întreabă de ce-i tremura vocea premierului, mai ales pe finalul acestei declarații. Bun, statul pic, că discuția este să îl pun pe Iohannis ministru, dar totuși de 2 săptămâni au fost niște discuții și niște propuneri. Cei 4 miniștri pe portofoliile PNL și domnul Iohannis, prim vicepremier, tot pe portofoliu PNL. Dar că nu s-a întâmplat și tot au fost chiar ultimatum, reașteptăm până luni, până marți, după cum vedem,
Nu s-a întâmplat acest lucru. Domnul Ponta vine cu două ore înainte de delegația permanentă și spune că sunt dispus. Bun, nu s-a întâmplat nimic, pentru că suntem în aceeași situație care aveam și acum o săptămână. Domnul Ponta spune că îl desemnează ca ministru, nu ca vicepremier. Problema este că discuțiile bănuiesc au fost mult mai aprofundate și mult mai detaliate între cei doi sau lideri. Sau că îl desemnează ca vicepremier, dar pe partea, neapărat pe partea de interne sau pe partea de finanțe, așa cum a fost înainte Daniel Chițoiu. Structura guvernului prevedea ca ministrul de finanțe să fie vicepremier. Atunci trebuia exact să mergem în fața Parlamentului să facem o structură, modificarea structurii guvernului. Dar în același timp, înainte de a intra în emisiune, a fost și declarația domnului președinte Antonescu, care spunea că l-a sunat pe domnul Ponta și l-a întrebat înainte de delegații permanente, au mai apărut informații noi sau suntem în aceeași situație care eram acum câteva zile, pentru a ști cum va fi discuția în delegația permanentă, pentru a ști ce transmite colegilor în delegația permanentă. Iar am înțeles că domnul Ponta a spus că suntem în aceeași situație, adică n-a apărut nimic nou. În concluzie, în delegația permanentă se constată, nu se votează ieșirea de la guvernare, se constată încetarea USL-ului și cum a spus domnul Antonescu, a spus că noi nu dorim să ieșim de la guvernare, ci dorim să intrăm la guvernare. Suntem în aceeași situație în care fiecare spune că vrea să continue, dar spune că celălalt a luat decizia rupe alianței. Păi, haideți să privim un pic istoria. Domnul Chițoiu a fost retras de către PNL din guvern. De acord. Și domnul Gerea și toți ceilalți miniștri PNL de până acum care au fost în guvern, și domnul Fenechiu și domnul Barbu, n-au avut nicio problemă și nu le s-a reproșat absolut nimic din actul guvernării. Ba mai mult, au fost apreciați în ceea ce privește performanța guvernamentală. La fel și domnul Chițoiu, foarte apreciat, dar totuși trebuie să-l scoatem afară. Ce înseamnă că n-am fost, vrem să intrăm la guvernare atâta timp cât România a avut creștere economică, a dat bani înapoi pensionarilor, a dat bani înapoi salariaților pe care Băsescu i-a tăiat înainte. Deci o parte din obiectivele asumate de USL au fost puse în practică. Și atunci vine PNL-ul și spune, oamenii noștri noi îi dăm deoparte, îi scoatem, aducem alții, dar pe alte posturi. Pe adică alte vicepremier care era domnul Oprea trebuie să rămână, care n-are portofoliu, este doar vicepremier care coordonează domeniul de ordine nu publică. Nu sunt alte posturi, e doar o schimbare de portofoliu. Iar portofoliu la vicepremier. La vicepremier. Ei, în momentul în care vii să faci această modificare și vii sub forma unui ultimatum, ori așa cum spunem noi, ori nimic altceva. Ultimatumul, noi, după cum l-ați văzut și pe domnul Ponta, n-am dat niciun ultimatum. Noi am primit ultimatum. Dacă nu faci așa, se rupe USL-ul. Au fost multe taturări, multe negocieri. E adevărat, au fost discuții în spatele ușilor închise. Sau chiar două săptămâni de când se dau ultimatum, adică nu s-a întâmplat de pe o zi pe alta. Asta este. Dar dacă discutăm de o negociere pentru a rămâne la în acest USL, ar însemna că fiecare parte caută soluția de mijloc. Ori, din partea colegilor liberale am auzit doar o singură variantă. Cei patru miniștri pe care i-au pus, inclusiv vicepremier pe administrație publică, pe ordine și siguranță publică. Altceva nimic. Deci nu discutăm la o negociere, deci trebuie să mergem în Parlament, să modificăm structura guvernului. De ce? Pentru că așa doresc colegii liberali. Dar de ce o doresc ei așa? Nu știm. De ce ei nu negociază această modificare? Iar nu știm. Adică discuțiile au fost chiar care a fost toată. Cuiul lui Pepele aici în toată discuția stă practic numirea lui Klaus Iohannis în funcția de vicepremier pe probleme de a culminat. Vedeți că tensiunea au fost. Acum a culminat și cred că s-a acumulat tensiunile astfel încât să aibă acest lucru. Tensiunea au fost în ultimele 60-90 de zile au fost pe mai multe problematici și pe mai multe teme. Dar acum s-a ajuns într-o situație în care fiecare a considerat că nu mai pot ceda. Atât PNL-ul consideră că nu mai pot ceda, cât și PSD-ul. Da, într-o alianță în care fiecare adică are fiecare partea lui de dreptate. Și s-a ajuns, n-a mai putut ieși, nu s-a mai putut ieși din acest clinch. Credeți că astăzi este ziua în care practic se rupe alianța, adică după această delegație pe astăzi momentul, se legiferează sau se constată prin decizii politice statutare. Cred că în ultimele două săptămâni nu prea putem să vorbim că a mai existat USL ca o uniune politică. Juridic a existat, dar se vede că a șchiopătat foarte mult în ultimul timp. Și dar chiar și astăzi în Parlament ați văzut că s-au votat legile
cu USL în bloc, deci n-au fost rupturi la votul în Parlament. Au fost deci, la Senat în care Partidul Național Liberal a votat... A votat și a spus că e ultima. Deci, cu alte cuvinte, până acum am votat, ne-am îndeplinit mandatul, dar acum nu mai vrem. Pentru că nu s-a rupt USL-ul, juridic nu s-a rupt. În seara asta este decizia. A funcționat. S-a mers, s-a așteptat ultim moment. Dom'le, marți este termenul încât... Decizia însemnând vom ieși din USL, trebuie să mergem înapoi la tribunal, pentru că este o uniune politică înregistrată juridic, nu la tribunal, și retragerea miniștrilor, sau cum se întâmplă? Cred că da, mâine se vor retrage miniștri, nu vor mai participa la ședința de guvern, își vor depune mandatele, iar premierul are la dispoziție un termen de a nominaliza alți membri ai guvernului. Dacă toți membrii PNL se retrag și nu mai există niciun membru PNL care să facă parte din guvern, înseamnă că s-a schimbat structura guvernului și atunci trebuie să meargă în fața Parlamentului cu un nou guvern. Dacă o forță politică dintre cele care au participat la investitură dispare sau apare altceva nou, și în cazul ăsta am înțeles că apare UDMR-ul, am văzut tot felul de discuții că e posibil să apară, automat se va merge în fața Parlamentului cu un nou vot de investitură asupra noului guvern. Credeți că va fi nevoie de o altă desemnare? Desemnare de premier? Nu, exact. În momentul ăsta nu. Pentru că este un premier desemnat. N-a picat, n-a fost demis, nu... Deci nu e necesar. Juridic nu, în momentul ăsta. Dacă obține sprijin parlamentar, poate trece cu... Dacă guvernul n-ar trece în Parlament, atunci... Sigur, atunci ar fi... Nu o desemnare, nu există o majoritate. Da, asta ar fi cel mai tragic pentru România, ca din nou Traian Băsescu să intre pe scena politică și să maculeze viitorul României pentru următorii ani. Un nou prim-ministru numit de... Să știți că ultimele două desemnări au fost pentru Victor Ponta. Dar n-avea încotro, pentru că USL-ul a câștigat peste 50% din voturi, era anticonstituțional. Deci formațiunea politică înregistrată la tribunal a obținut deja peste 50%, nu putea să... A doua oară. Iar prima dată, după moțiunea de cenzură care, și după mai multe încercări pe care le-a avut dumnealui și nu găsea o majoritate parlamentară. De aceea spun că ai dat din nou posibilitatea lui Traian Băsescu să umbrească tot ce înseamnă viitorul României. Acum, după un an în care s-a luptat foarte mult pentru deblocarea fondurilor europene, într-un guvern care a funcționat. Dumneavoastră, consider totuși personal, că... cum considerați? E bine sau că se strică această alianță? Că domnul Ponta sau PSD-ul și-a consolidat-o sau o majoritate măcar scriptică, pentru că altfel nu se mergea până aici să meargă în Parlament cu un nou guvern. Cred că există scriptic, există tatonări, discuții, încât să aibă formată o nouă majoritate ca să poată să treacă. Există calcule matematice care arată că Partidul Social Democrat poate face o... Sigur, da. Și eu sunt convins că au această majoritate, pentru că altfel n-ar fi mers să... N-ar fi au trecut parlamentar de la Partidul Poporului Dan Diaconescu și așa mai departe. Deci, ca număr, Partidul Social Democrat cu UNPR, cu PC... Să știți că acum, nu la nivel central, la nivel local, între colegi din Iași, din țară, există discuții în care fiecare își presupune sau percepe într-un fel sau altul cum percepem la Iași? Mai avem 4 minute la dispoziție, haideți să vorbim despre Iași, cum, ce o să se întâmple la noi. La nivelul Iașului lucrurile stau un pic mai bine, pentru că tot ceea ce a însemnat proiectele pentru Iași ni le-am asumat atât noi PSD-ul cât și PNL-ul. Cred că tot ce înseamnă proiecte pe care noi PSD-ul le-am scris, le-am făcut, le-am depus și pe care le-am lăsat la Consiliul Județean și le-am dat domnului a domniției și slavă Domnului, le duce înainte și le duce pe drumul cel bun, pentru că predecesorul lui n-a vrut să mergem pe acest drum de modernizare a județului și de aducere a fondurilor europene în zonă. Vor merge înainte și cred că nu vor fi probleme din punctul ăsta de vedere în ceea ce privește colaborarea atât în Consiliul Județean cât și în Consiliul Local. Deci în principiu credeți că rămâne valabil? Da, proiectele Iașului sunt mari, arată deja o parte din roade și cred că atât noi cât și colegii noștri liberali gândesc spre binele orașului și a județului. Bunific.
Eu, dacă până acum mergeam, încercam să susținem proiectele noi la Consiliul Local, la primarului, gândind politica un tot unitar USL, cum și la Consiliul Județean, PSD-ul cu PNL-ul gândeau proiectele președintelui Consiliului Județean, cred că acum va fi totuși o mică schimbare, în sensul că vor fi discuții pe fiecare proiect, adică nu mergem ca într-o uniune, ci vor fi discuții, proiectul ăsta se negociază, va fi, totuși noi putem oricând vota împotrivă, cum și colegii de la PSD pot vota împotrivă. Nu va mai fi, nu se va merge într-un bloc, se va discuta de la caz la caz, se va interveni cu accente de politică liberală, de politică liberală. Intenții de a schimba, de exemplu, proiecte, de exemplu, de a schimba viceprimari sau vicepreședinți la Consiliul Județean? Nu s-a pus problema asta la acest de exemplu, moment. Nu știu în momentul ăsta, dar vă dați seama că abia acum se... Liniile directoare care au fost până acum și în Consiliul Județean și în Consiliul Local rămân aceiași. Iași, capitală culturală europeană, am susținut-o și PSD-ul, a susținut-o și PNL-ul și nu văd niciun motiv în care să discutăm politic de ce n-am face. La vor fel, aeroportul. Vor fi motive electorale. Vor fi motive vor fi, în care eventual liberalii vor spune că am susținut acest proiect, dar nu mai este dus... Nu dar mai și este, acum există proiecte bine, de hotărâre în care discutăm în contradictoriu, în comisii. Și găsim soluția bună în proiectul de hotărâre. Și acum discutăm aceste lucruri. Dar, bineînțeles, în tot ceea ce înseamnă liniile directoare ale politicii locale... De principiu, sprijinim proiectele Iașului, cum și noi, dar sigur nu va mai fi aceeași armonie sau chiar să merge într-un vot sau într-o direcție care este a conducătorului, într-o anumită măsură. Vor fi, sigur, un pic mai... Vor fi mai animate. Dumneavoastră v-ați fi dorit să continue această alianță? La nivel, și la nivel central, mă refer. Da, eu mi-aș fi dorit. Și eu la fel. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră la Vocile Iașului, pentru această discuție. Am ajuns la finalul emisiunii. Cătălin Bulgariu, consilier Partidul Social Democrat, și Fico Angel, consilier Partidul Național Liberal. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, @digi24.ro. Sunt Ovidiu Mihăiuc, vă dau întâlnire mâine seară de la 19. Acum vă urez seară liniștită.